Nu țin minte. Aduceți-ne echipe. Aduceți-ne echipe, nu mai avem ce să jucăm. Aduceți-ne în Danemarca. Dar ce are, mă, ce e fotbal este? Ce acum ne spurăm de la fotbal? Asta e situația. Aseara, fața lui Cămăță, nu mergi la două. Sau... Da, n-am avut nicio emoție. Păi cum poți să ai emoție când e mingea numai la tine? Ați cu repetiție. Ați cu repetiție. Nu? Mingea numai la tine. Trei a avut numai companie, trei, singur cu portarul. A avut și Olaru, a avut și Coman. Mingea numai la noi, au dat un gol, care ăla se poate da... A, o lovitură, a dat un șut unul. Hai se poate oricând, și cu Real, și cu oricine, poți să dea un gol. Dar n-am avut nicio emoție. Echipa prea puternică, păi nu mai spune că și la 2-1 când ne-a zis că ne-am retras. Nici nu s-au apropiat de care eu măcar, că ne apăram sus. Golul lui Ovidiu a fost spectaculos. Da, spectaculos. Păi nu înțează cât de spectaculos. Păi înțează să știi, nu spectacolul golului. Da, acum sunt mulți și la milă. Aveți unde alege? Deci, dar trebuie să faceți niște specificări, să specific ceva. În primul rând, Coman, când a fost întrebat aseară, el nu a tăcut că a fost intrigat ca să răspundă. El a fost intrigat de întrebarea jurnalistului, nu că, cum spune el, ăsta, Naum. Vai, el dădea de 5 ori, păi băi Naum, păi el Coman a făcut prea că era o întrebare a Iurea, că domne că nu știu ce, îl întreb pe jucător asta, că domne că nu știu ce ca antrenamentele. Și de asta n-am vrut să răspund, în al doilea rând. Niciodată n-am spus 4 ore antrenament, ce a spus Nene, nu am spus așa ceva, dar nu știu, cred că m-a visat el așa ceva. Eu i-am spus, meme, cât faceți, o oră, jumătate, o oră, 45. Și azi, de acum încolo, faceți o oră în plus. Deci n-am zis 4, am zis o oră în plus. Și după aia am lăsat la o jumătate de oră. A zis că nu se poate, vine mă, atunci faceți o jumătate de oră în plus. N-am spus niciodată 4 ore de antrenament. Eu am început o oră în plus. Asta știe și Pinte, că s-a mirat și Pinte. Bă, v-am început, eu am început la 4, nu ne-am început, o oră în plus. Bun, asta e, dacă așa ține minte, meme, să fie el sănătos. Bine, dar referat a spus că... Nu contează, dacă e nevoie să facă în plus, vor face și în plus. Bă, băiatule, eu astea le știu, eu nu le știu de la mine. Nu le zic de la mine. Înseamnă că eu zic tot de la jucător ce zic. Că Coman n-avea cum să fie supărat. Că tot el vrea mai mult antrenament. Că știu eu. Le face separat, ca individual. Bă, băiatule, nu vreau să vi le spun pe toate. Dar eu de ce cer eu? Pentru că cer ei. Dar nu pot să le spun toate, îți dai seama, nu? Ce să zic? Păi Coman el vrea antrenament mai mult. Cum să se supere Coman la întrebarea aia? Înțelegi? Pania seara, vreau să-mi dau numele lui Mihai Pintili, un semn de susținere și lui Chiricin, la fel. Da? Păi n-are, pe ce, asta e invenție, că nu știu ce, că eu am spus că mei, el a zis neagici, dacă mă pui să fac, plec, adică a fost așa o discuție acum 5-6 luni, nu că pleacă el, acum cum s-a spus, îmi trebuie să... Dar eu, băi, vi le zic, până la urmă trebuie să nu mai vorbesc cu voi, am eu miră de voi că stați aici. Când toată lumea le speculează, sau Chiricheș, păi lui Chiricheș am spus eu, lui Pinte. Spune, bă, lui Chirică, nu se supăra pe și a făcut o greșeală, de acum că nu trebuie să mai facă nimeni. Comenteze la arbitraj, dar s-a întâmplat și nu se supăra de ce. Pentru că era greu să-i scoatem pe aia. Nu puteam să-i scoatem. Să zicem că egalam. Și după aia ne băteam prelungit. Nu aveam cum să-i scoatem. Pentru că circulă mingea prea mult. Acum să ne pregătim de Liga Campionilor. A plecat Cordea mai plată cineva? Pe voi nu vedeți, bă, că eu iau jucător la una gratis și când nu joacă, e bun. Hai? Nu? Eu, pe 1300. Nu. Se poate ceva? Nu, nimic, nu.
Nu. Probabil va la Gheorghe să plece. Apoi la Crețu. Și Crețu a plecat și atâta. În rest, nu mai pleacă, că n-are ce să plece. Unde să plece? Eventual, la iarnă să... A, suntem cost acum, vedem, cu companie. Să vedem dacă e. A, oricum, trebuie să mă alung. Nu-i ceva dacă e. Pe ce fost? Nu știu, o să vedem, nu știu. La iarnă, nu acum. Nu, acum nu, acum azi până prea. La iarnă vedem. Eu ce fac acum? Iau. Asta fac eu. Iau, pierd, câștig 100, pierd 200, pierd 500, pierd 700, afară, altul, până când fac o echipă. Deci, băi, pe mine mă interesează în fotbal Liga Campionilor. Atâta. Să ne lăsa. Deci, adică, când vin echipele astea mici cu noi, e problema dacă le dăm mai mult. Nu este problema învingătorului. Și nu, eu n-am fost niciodată așa. Acum, e posibil. E posibil. Că nu știu, că eu multe ei necunoscute. Să fie ei prea slabi. E posibil să fie ei prea slabi. Și să nu fim noi chiar atât de puternici. Că văd că s-a jucat aia cu noi. E posibil să fie fotbalul românesc foarte slab. E posibil și asta. Dar eu, așa din slab fotbal care este el, fotbalul românesc, eu voi face o echipă puternică și odată de va face Dumnezeu de îi vom bate pe aia mari granzi. Ca să vadă slava Domnului în slăbiciune. Așa va fi. O să vedeți ce o să fie. Nu știu, un an, doi, trei, cinci, șapte. Dar numai că eu, gândul meu nu este decât la Liga Campionilor. Pe mine astea... E adevărat. Bă, banii vrei. Ia inima mea, păcat. Mai mă interesează, mai bine că am ieșit. Azi mă stea cu tare, mai juca, mai pierdeam meciul. Lasă-mă cap, linie, locul întâi, Pluton. 20 de puncte avans, Pluton să se bată toți pe locul 2, mă. Lasă-i pe ei, bă, să-i bată toți pe locul 2, mă. Să mă distrez eu din fotoliu, mă. Păi nu... Cum e așa? Locul 1 FCSB, locul 2 Craiova, la 20 de puncte. Locul 3 CFR, la 21 de puncte diferență și locul 4 Rapid, la 28 de puncte diferență. Ce să mai stai cu ei, să mai te joci cu ei? Hai, aduceți-ne echipă. Hai, gata. Spuneați de Craiova, meciul de etapa următoare, nu cu UTA, cel cu Craiova, unde se va scate? Acum, ce i-a zis asta? Nu, stai puțin. Doamne, să nu fie. Să vedea vreo bătaie la UTA și după aia să vezi pe TikTok. Ia zi-mă cum e cu puntele. E mai Dumnezeu știe că eu glumesc, nu fac pentru fie de mândrie. Mai glumesc, mai râd cu voi. Vedeți că Craiova are o urgență până la urmă? Pe Craiova în Ghencea o să fie. Așa o să fie. Am fost și eu, ești primit de spectator. Păi da. Pe Craiova o să fie plin stadion. Nu? E greu să poată să ne vingă cineva pe noi acum în România. Acum serios vorbim. Greu. Aia poate să poate e un meci egal. Ca să ne vingă. N-au cum. Suntem prea puternici. Vedeți că vreau să vă zic că lucrurile sunt la Iova? Îmi până să fac unde fac eu. Ce se lucrezi? Până la Domnul Michel, că îl vreau. Așa a zis Michel. Mai nu știu. Nu știu. E posibil să... Ăsta... Și mă zic că e altul nor bun, e și abil, acolo la Mititer, nu-i ca la mine. Acolo și cum bate aerul trebuie să fie comandat.
Acum, antrenamentele la o anumită temperatură, trebuie să mănânce spoici, să bea 13 grame de vin, adică acolo la Mititelul, toată limitărie. Nu te joci, crezi că eu mai zic, a, mai schimbă, mai fă echipa aia, dar bine mă, dacă vrei tu, pune-l pe ăla. A, că faci schimbări, nu, că nu schimb pe-a. Bine mă, fă tu ce schimbare vrei. La Mititelul merge așa. La Mititelul... O, eu sunt acolo, el, băi! Cordea a spus că o să vă respecte toată viața lui la plecarea asta, să fie așa cu o medalie de campion. Cordea m-a impresionat. Mi-a spus așa. Mi-a zis, Gigi, îți mulțumesc în toată inima mea. Dacă nu erai dumneata, n-ajungeam să fac bani din fotbal. Și după aia am murit cu pinte. Și mi-a zis, și bă, ne-a zis, ai mai făcut încă un milionar. Păi ia aproape vreo 2.700.000, vreo 3 milioane. În 3 ani, ia 3 milioane. Și mi-a zis pinte, bă, ne-a zis, păi dacă eu nici măcar sute de mii, nu milioane dacă nu erai tu, să mă iei de acolo, să mă aduci cu tare. Și mi-a zis, Pinti, ai mai făcut încă un milionar. Că tu îți dai seama câți milionari am făcut? Bă, dar l-am făcut pe unul de zeci și sute de milioane l-am făcut pe unul. Poloroiul ăla are zeci de milioane. Ăla se apropie. Ea, n-are zeci de milioane. Dar ăsta, Poloroiul, l-am făcut de zeci de milioane. Nu? Are, Poloroiul are 56 de milioane ușor. Jucătorii se despart tot timpul cu greu de FCSB. Dumneavoastră ați avut vreodată, v-a despărțit cu greu de un jucător de anul de carieră? Niciodată, iubanii nu. Adu bani, ia pe care vrei. La Morel, la Morel. Nu, la nu, singurul jucător cu care țin legătura mai mult decât când era la mine este Tănase. Cu care vorbesc la 2-3 zile, vorbesc cu el. El zice, ce face Ferguson? Hai, dar ce mutare a făcut! Ce mutare a făcut Ferguson cu tare! Înțelegi? Și el a zis, o să vină antrenor. Înțelegi? Și domnule, eu când o să vin, cu mine nu mai poate să facă ei, adică de voi. Eu le spun, domnule, nu mă întrebați de întrebări, întrebați-l pe Ferguson. E, glumim, îți dai seama. Dar... prea frumos caracter. Frumos, frumos de tot caracter, Tănase. Îți dai seama, lua banii de job, i-a dat aia banii să plece. Și a atat-i banii acum. Și a zis, hai să vezi că în iarnă ăștia, poate te dă ăștia afară, mai dă și ăștia bani. Și vii la mine și te duc în Liga Campionilor la bar. Dar se uită la meciurile acolo, se uită la meciurile pe CSB, urmărește pe toate. Dacă n-auzi, că dacă mă sună și în pauză câteodată. Ce mutare a făcut pentru Guzon. Da. E, glume, zase. Hai, domnul să vă ajungi.